Toate cele aproape 400 de persoane care au fost evacuate aseară după incendiul devastator de la fabrica de uleiuri esențiale din Orăștie se pot întoarce la casele lor. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 18 ore de eforturi susținute ale pompierilor, iar pericolul legat de fumul gros care a cuprins întreaga zonă a trecut. Din păcate, unul dintre muncitorii care se aflau în interiorul halei în timpul deflagrației a fost grav rănit și starea lui este critică. Alți 4 angajați au fost transportați la spital după ce s-au intoxicat cu fum. Iadul s-a dezlănțuit spre seară după ce 5 angajați care se aflau în fabrică au fost surprinși de o explozie puternică. Imediat, întreaga hală a fost cuprinsă de flăcări, iar zona învăluită de un fum gros. Am văzut dintr-o dată un fum mare și am venit repede încoace și am mers acolo. Eu am văzut o femeie care plângea că i-a foc casa. M-am dus acolo repede, că erau 2 stingătoare. Am fugit eu cu un om să o ajutăm să stângem. Fum! Nimic deosebit și bubuituri. Prima explozie am auzit-o, da, în urmă cu vreo oră și ceva, de la ora asta, la distanță. Au fost explozie, da, destul de bine. Ce flacără a ajuns la 20-30 metri, cam așa. Unul dintre muncitori, un tânăr de 27 de ani, a suferit arsuri de gradele 3 și 4 pe 80% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital. Colegii săi s-au intoxicat cu fum și au primit îngrijiri medicale. După ce victimele au primit îngrijiri medicale, pompierii au început o luptă contra cronometru pentru stingerea flăcărilor înalte. La fața locului au ajuns 10 de echipaje de pompieri, poliție și jandarmerie. S-a manifestat destul de violent la început și oarecum constant pe toată durata incendiului. Și în prezent pot să zic că degajarea este foarte mare de fum. Au fost deflagrații ușoare. Zona a fost izolată și nimeni nu a fost lăsat să se apropie la o distanță mai mică de 500 de metri. În plus, din cauza fumului toxic, sute de oameni care locuiesc în blocurile din zonă au fost evacuați și cazați în sălile de sport din Orăștie. Alții s-au refugiat la rude după ce au fost anunțați că există riscuri din cauza poluării. Am și operat, uite, trebuie să plecăm operat de acasă. Noi vom merge la o sală de sport sau la o unitate militară. Geamurile închise, tot cârpe pe la geamuri, da. Și-au venit domnii de ne-au evacuat, ne-au spus să ne luăm buletine, haine și nu știm deocamdată cât vom sta la sala de sport. Ați speriat? Oricum intri în panică. Din fericire, norul de fum toxic n-a fost purtat de vânt spre oraș, iar oamenii se vor putea întoarce la casele lor. Pompierii au reușit să lichideze incendiul în această după-amiază, iar acum vor să afle cum s-a produs nenorocirea, așa că au pătruns în clădirea transformată în scrum. Cu siguranță cei care sunt evacuați se vor întoarce la casele lor. Cum am zis, evacuarea a fost preventivă și n-a fost o evacuare pentru că au fost expuși imediat unui risc. Din fericire, fumul a fost dus de vânt în direcția opusă lor. Între timp, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a amplasat un echipament fix care monitorizează calitatea aerului. Specialiștii vor să afle dacă vâlvătaia izbucnită seara trecută a avut vreun impact asupra mediului. Testele vor continua timp de o săptămână.